Pentru Zodia Taur, vorbind de carieră, apare manifestarea de uh, dorința de libertate, puteți avea surprize în zona relațiilor, relații libere, nonconformiste, vă bazați foarte mult pe prietenie. Venus vă susține creativitatea în domeniul relațional, vă bazați și pe siguranța materială și a resurselor. Poate să apară și căutarea libertății ca un scop în sine pentru cei din Zodia Taur. apare și dorința de a vă elibera de atașamente materiale, de a descoperi zona spirituală. În 21 martie, în planul carierei și al reuștei sociale, pot apărea impulsuri afective, pot apărea iubiri dezordonate, pasiuni instabile, relații nonconformiste, libere, între 21-27 martie, de altfel și în carieră sau în planul reuștei sociale, pot apărea acțiuni care pot fi uneori poate mai brutale, accidentale, excentrice, pot apărea caracterele individualiste, excentrice, extrem de dinamice, care să aducă și tensiuni nervoase și acțiuni violente. Sfatul este să vă păstrați controlul de sine, relațiile pot fi ceva mai dezordonate, sănătatea poate să fie afectată. În 29 martie, în planul carierei și ale uștei sociale, apare tendința de a se manifesta loialitate, sinceritate, sentimentul datoriei și relațiile pot fi ceva mai autoimpuse și conservatoare. Horoscopul acestei decade, 21-31 martie, are în vedere următoarele aspecte astrale. În această perioadă, Soarele aflat în Berbec, Venus în conjuncție cu Saturn, Marte este în cuadratură cu Uranus. Soarele din 21 martie, intrat în Berbec, susține energia, pasiunea, capacitatea de inițiativă, de afirmare. Pionierat în domenii unde veștile, unde noutățile sunt vitale. În 21 martie, soarele aflat în sextil cu Pluto aduce la suprafață instincte, creativitate, dorința de afirmare, pasiune, relații pasionale. Luna aflată în scorpion în această, la începutul acestei decade, aduce conștientizarea dorințelor profunde, tentația de a acționa asupra altor persoane, însă discret, dorința de a, mani de a manevra informații care nu sunt știute de toată lumea și creativitate. Luna însăgetător va aduce deschidere sufletească, analiză, înțelegere, sinceritate, originalitate disponibilitate în plan emoțional și posibilitatea de a se urmări un anume grad de libertate. În 25 martie, luna în Capricorn aduce o inhibare a pornirilor lăuntrice, închidere mai mare, eforturi, capacitate de sacrificiu, de asumarea responsabilității, de autoritate. Luna are o conjuncție cu Pluto care aduce la suprafață impulsuri profunde, creativitate, relații marcate de atracție. Luna învărsător va aduce în această decadă pe care o analizăm tendință de desprindere de tradiții, de dorința de cunoaștere, libertate și atracția către zona spiritualității. În 28 martie, luna aflată în conjuncție cu Venus, aduce o susținere pentru emoții, dorință de armonie, afectivitate, sensibilitate, prietenie, dar și relații care se pot baza cu mare ușurință pe emoții, pe simpatie. Luna aflată în conjuncție cu Saturn va aduce o creștere a seriozității, dorință de austeritate, răbdare, poate și puțin egoism. Relații aflate sub semnul unor acțiuni casnice, poate unor chiar mai rigide. Luna din pești va susține experiența spirituală, manifestările religioase, emoțiile profunde, dar și confuze, poate unor și contradictorii, căutarea unui mod al oamenilor de a înțelege propriile sentimente. Luna în conjuncție cu Jupiter va aduce o importanță mai mare pentru intuiție, pentru sentimente, exprimarea generozității, un grad mai uh, uh, protectiv în relațiile cu ceilalți. Cu înțelepciune se pot limita tendințele de uh, excese, de exagerări din punct de vedere social, sunt oportunități de afirmare, dar și de susținere a celorlalți relații care pot să dea posibilitatea de a se afirma magnetismul personal. Mercur aflat în pești, în această decadă analizată, are o poziție slabă, Aici el susține însă rațiunea, susține credința, susține ideile, viziunile care uh, sunt integratoare. În 27 martie Mercur va intra în Berbec și de aici va susține ideile noi uh, care pot fi totuși uh, prea rapid însușite. Uh, importanță mai mare unor idei sau unor uh, lucruri nesemnificative. Există chiar șansa ca aceste lucruri mai puțin nesemnificative să devină niște uh, idealuri în adevăratul sens al cuvântului. Uh, Venus, aflat în vârsător, aflat în trigonocrație, are capacitatea de a uh, amplifica manifestările de dorință de libertate în zona relațiilor. Pot apărea mai ușor surprize în zona relațiilor, relații libere, non-conformiste, care se bazează foarte mult pe prietenie. Uh, Venus uh, susține creativitatea în domeniul relațional. 21 martie putem spune că Venus se află în cuadratură cu Uranus. Această quadratură susține impulsuri afective, pasiuni instabile și dezordonate, relații nonconformiste, libere și instabile. În 28 martie putem spune despre lună că se află în conjuncție cu Venus emoții calme, armonie, afectivitate, sensibilitate, prietenie. În, putem spune și faptul că există se caută relații bazate pe emoții, pe simpatie. 29 martie, Venus în conjuncție cu Saturn aduce loialitate, aduce sinceritate, aduce sentimentul de datorie, cel de afectivitate în plan secundar. Relații care se autoimpun și sunt cât mai conservatoare cu putință. Marte, aflat în vărsător, aduce o susținere a energiei în mod neconvențional, a originalității, a aspectelor mai puțin practice, acțiuni progresiste, deschidere către ceilalți, deschidere către acțiunile idealiste. Între 21 și 27 martie, Marte aflat în cuadratură cu Uranus, aduce uh, acțiuni care pot fi un pic mai brutale, accidente, uh, excentricități, lucruri este din comun, uh, poate să accentueze acele ieșirea unor caractere individualiste, excentrice, extrem de dinamice, pot apărea mai ușor tensiuni nervoase și acțiunile violente. Este un moment când sfatul este să se, 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 se păstreze controlul de sine, relațiile sunt ceva mai dezordonate și sănătatea poate fi mai ușor afectată. Jupiter, aflat în pești, în domiciliul feminin, susține exprimarea emoțiilor, compasiune, înțelegerea față de cei apropiați, înțelegerea legăturii între viață, credință, sentimente nobile, misticism. Luna este în conjuncție cu Jupiter, sunt foarte importante intuiția, sentimentele, generozitatea. Din punct de vedere social, oportunități de afirmare și de susținere a celorlalți, relații care dau uh, uh, o undă favorabilă pentru afirmare în plan personal. Saturn, aflat în vărsător, aduce o energie care uh, susține ideile noi, schimbările sociale, idealuri noi, uh, gândire liberă. Din 29 martie, Saturn în conjuncție cu Venus, accentuează loialitatea, sinceritatea, sentimentul datoriei, relații autoimpuse și conservatoare. Luna are și o conjuncție cu Saturn, care în această decadă va aduce o amplificare a seriozității, a austerității, a răbdării, dar și ceva mai mult egoism, relații care sunt puse mai ușor sub semnul acțiunilor casnice, poate unor mai rigide. Uranus aflat în Taur aduce siguranța materială, preocuparea pentru aceasta în primul rând, pentru preocuparea pentru resurse, căutarea libertății uh, cu Uranus în Taur, Devine un uh, scop pentru cei care uh, sunt în Zodia Taur sau uh, Ascendentul pe Taur. Uh, este vorba și de liberarea de atașamente, uh, materiale de descoperire a zonei spirituale în cazul acestora, mai ușor pot apărea aceste aspecte. În 21 martie, Uranus în cuadratură cu Venus aduce impulsuri de afectivitate, aduce pasiuni instabile, relații non-conformiste libere. Între 21-27 martie, Uranus în cuadratură cu Marte aduce ceea ce am mai spus mai devreme, acțiuni brutale, accidente, excentricități, impunerea caracterelor individualiste, excentrice, pline de dinamism, pot apărea tensiuni nervoase și acțiuni violente, ca sfat trebuie păstrat la maxim controlul de sine relațiile pot fi ceva mai dezordonate în această perioadă și sănătatea poate fi mai ușor afectată. Neptun aflat în pește aduce iubirea necondiționată, o amplificare a imaginației, stări de visare, iluzii, atracția către mistere, către dependență, izolare, dar și credință. Se poate forma mai ușor o părere despre visă, despre scopul, despre ceea ce oamenii își doresc să facă în viață. Pluto, aflat în Capricorn, este în peregrinaj. Aici are o susținere totuși pentru ascensiune, dar în același timp și pentru regenerare și transformare. În 21 martie, Pluto se sextil cu soarele scoate la lumină instincte, creativitate dorință de afirmare, pasiuni, relații pasionale. Luna în conjuncție cu Pluto poate să aducă în prim plan impulsuri profunde, creativitate, relații marcate de atracție. Nodurile lunare sunt punctele de pe intersecția dintre ecliptică și orbita lunii, ecliptica fiind parcursul aparent al Soarelui prin zodiac. Nodurile lunare au rol în formarea eclipselor de soare în cazul lunii noi, iar în cazul lunii pline al eclipselor de lună. Nodurile lunare revin în poziția de la naștere exact la 18 ani și 7 luni. Ele revin cu alte cuvinte la 18 ani la 36 de ani, de la naștere, la 54, apoi la 72 de ani. Aduc probe noi de încercare, evenimente importante, opoziția nodurilor lunare, care are loc uh, la 9 ani, la 27 de ani, la 45 de ani și la 63 de ani, aduce de asemenea probe uh, pentru oameni legate de existența lor actuală, amintindu-le calea pe care trebuie să meargă pentru a-și atinge scopul existenței. În 24 decembrie, nodul nord, practic a trecut în taur și a arătat scopul vieții, viitorul, direcția în care omenirea se îndreaptă, nodul sud, care reprezintă trecutul, bagajul karmic, de asemenea, și acesta și-a schimbat zodia, nodul Nord în Taur, însă dă șansa de a se construi valori pozitive, de a se stăpâni emoțiile, de a căuta armonia, liniștea, ordinea în viață. Construcția unei case, a unei afaceri, punerea în valoarea unei abilități, a unui talent, accent puternic pe latura materială, pe confortul material, pe bunul gust, pe simțul estetic, dar și pe controlul apetitului alimentar. Chiron, aflat în berbec, putem spune că e legat de metodele de autovindecare. Autovindecarea vind în berbec, ține de nivelul capului, migrene, leziuni, lovituri în zona capului, insomnii, predispoziție la arsuri, iritații, hipertensiune. Între 21-22 martie, Chiron aflat în sextil cu Mercur aduce o susținere pentru mental, pentru intuiție, pentru comunicare, pentru transmiterea informației. Între 20 și 25, Chiron se află în sextil cu Venus. Și aici acest sextil aduce în prim plan senzualitatea, farmecul, inocența, autovindecarea care poate să fie legată de experiență de viață și. Un alt aspect avem și pe Lilith, luna neagră. Luna neagră este al doilea focar al orbitei descrisă de lună. Primul focar este ocupat de Pământ. Este un punct energetic. Luna neagră putem spune că are o revoluție în jurul Pământului de 8 ani, 10 luni și 10 zile reprezintă înfruntarea tensiunilor legate de evoluția karmică. Luna neagră e legată de instinctele primare. Tranzitele lunii negre ne ajută să înțelegem temeri, slăbiciuni în funcție de zodie, casă din astrograma natală. Unde trebuie să depună eforturi, voință pentru a se depăși limitări și blocaje. Mesajul karmic al lunii negre are legătură cu transformarea în plan spiritual. Între 18 iulie 2021-14 aprilie 2022, Luna Neagră din Gemeni influențează mentalul, cuvintele, comunicarea, vehicularea informației. Uh, sunt informații care pot fi distructive, modul cum sunt vehiculate, se pot face mai ușor compromisuri, se poate folosi puterea de convingere. Comunicarea informației ține și de manipularea persoanelor, manipularea situațiilor. Mesajul acestei. Luni negre este de schimbarea mentalității, de comunicare prin asumarea răspunderii în activități de comerț, de călătorii, de turism și în domeniul studiilor.